Când ai dureri de spate, tu ce alegi? Chiropractică sau kinetoterapie? Salutare! Sunt Holobâcă Oana, fizioterapeut acreditat, cu o experiență clinică de peste 10 ani și vreau să-ți adresez o întrebare. Tu când ai simțit ultima oară că dacă strosnești oasele, vei fi ca nou? Urmărește-mă cu atenție până la capăt, unde vei afla care este greșeala pe care o face marea majoritate dintre noi. Chiropractica, sau trosniturile cum sunt cunoscute popular, se bazează pe ideea că sistemul osos este temelia corpului uman. Prin urmare, alinierea corectă a acestuia poate favoriza vindecarea și prevenția. Chiropracticienii își folosesc mâinile și forța fizică pentru realizarea anumitor mișcări asupra diferitelor părți ale corpului uman. Tehnica implică trageri, rotiri, împingeri de intensitate medie sau mare, care au ca scop de a elibera tensiunea de la nivel osos și muscular. Până aici, foarte adevărat. Dar oare trosnitul chiar mă vindecă? Mă face ca nou? Conduce detașat împotriva exercițiului fizic? Chiropractica este considerată ca fiind un tip de medicină complementară și alternativă. Are ca beneficii ameliorarea durerii musculare și articulare, precum dureri de spate, de gât, de umeri, cot, hernii de disc. Ameliorează durerile de cap, cefaleele, migrenele, ameliorează deformările coloanei vertebrale. Timpul de tratament este de 3-5 ședințe. Dar haideți să vedem ce riscuri și ce efecte secundare poate avea chiropractica. Dureri mai mari, rigiditate, poate rupturi musculare sau ligamentare, chiar și iritarea nervului. În România este o mare problemă. Chiropractica este un cuvânt popular și foarte mulți oameni care îl folosesc nu au studiile adecvate. Nu există nimeni care să verifice pe cei care spun că sunt chiropractori. Dr. Lou Jacobs practică această metodă de 15 ani în America și afirmă că trosnitul vine în ajutor pentru toate aceste boli, dar nu le vindecă. Practic, înlătură blocajul interferențelor sistemului nervos în așa fel încât corpul să se poată vindeca singur. Nu ajută întotdeauna și depinde de severitatea problemei. Astfel spus, trosnitul oaselor te poate ajuta pe moment și nu tratează cauza. Acum să vedem ce știm și despre kinetoterapie. Aceasta este o disciplină medicală, ramura a fizioterapiei, care este cunoscută și ca terapie prin mișcare. Are la bază mișcarea efectuată prin programe de recuperare medicală, exerciții fizice bine structurate, ce au ca scop refacerea unor funcții diminuate. În kinetoterapie, scopul principal urmărit este câștigarea echilibrului întregului organism prin stimularea mecanismelor sale interne de vindecare și reechilibrare. Kinetoterapia tratează întotdeauna cauza, astfel înlăturând defectele, ajutându-te să devii sănătos. Exercițiul fizic este una dintre puținele modalități descoperite de oameni de știință de a genera noi neuroni. Explicația pare să fie aceea că, la nivelul celular, un influx de calciu este generat, activându-se factorii de transcriere din neuronii existenți. Exercițiul fizic ne face fericiți. Endorfina, substanța chimică cu proprietăți analgezice, asemănătoare morfinei, se eliberează în momentul în care începem să facem mișcare, exercițiu fizic. Aceasta reduce disconfortul fizic provocat de dezechilibrul musculo-articular. Un alt beneficiu este creșterea forței și a masei musculare, iar un altul, antrenarea inimii. Iar cea mai bună veste vine acum! Kinetoterapia se poate realiza și online, chiar din confortul casei tale. Ca să-ți faci o idee despre Restartix și cum poți combate cauza durerilor tale din propria casă, ți-am atașat un link mai jos. Felicitări! Acum te numeri și tu printre cei 10% dintre oamenii isteți care cunosc mai multe despre chiropractică și kinetoterapie, ambele fiind soluții benefice în tratarea durerilor de spate. Personal, cred că dacă vrei să tratezi cauza, caută să realizezi exerciții fizice terapeutice.
Soluția ideală ar fi să faci un mix din cele două pentru a reduce rapid durerea și să te asiguri că nu o să mai revină niciodată. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să dai un like și un subscribe la canal și nu uita să pornești clopoțelul pentru a fi notificat când apare un nou video. Până atunci, să avem o viață cu zero durere!